Hai, 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 împreună să visăm frumos, chiar de dimineață, că așa e sănătos. Stai, stai mai aproape de inima mea, nu crede în tine, dar tu mă poți ajuta. Natura, divină, misterioasă, infinită. Natura, viață, hrană, sănătate. Inspirate din inima naturii, create de știință în formule atent selecționate, produsele Naturalis alcătuiesc o gamă foarte variată. Naturalis, inteligența naturii. Doar la Catena ai oferte de poveste. Felicitări, domnul Mutulescu, ce poziție frumoasă ați adoptat la intonarea imnului. Chiar dacă sunteți online, felicitări. Mă auziți? Domnul Mutulescu, ne aude ce spun. Bine. Bine, dragă. Întrucât sunt prezenți 27 de consilieri la care se adaugă președintele Consiliului Județean, potrivit articolului 180, aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României numărul 57/2019, privind codul înscris, ședința este legal constituită. Dau cuvântul secretarului general al județului pentru a prezenta procesul verbal de la ședința precedentă. În conformitate cu prevederile articolului 138, alineatul 15 din codul administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 29 iunie 2023. Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu adoptat. În conformitate cu prevederile articolului 135, aliniatul 6 și aliniatul 8, din Ordonanța de Urgență a Guvernului României numărul 57/2019, privind codul administrativ, vă rog să aprobați modificările ordinii astfel. Retragerea de pe ordinea zi a punctului 13 și a punctului numărul 6 din nota de suplimentare și suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte pe care v-au fost comunicate și la comisie. Le mai dăm citire, cred că le știți. Nu? Supun votul dumneavoastră ordinea de zi așa cum au știți și cum a fost aprobată și de către comisie. E cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu, mulțumesc. Adoptat ordinea zi. Domnul secretar general, vă rog. Vă informăm că proiectele de hotărâre ce vor fi supuse votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile articolului 136 din codul administrativ, sunt însoțite de referate de aprobare, de rapoartele de specialitate ale compartimentului de resort și de avizele comisiei de specialitate. Mulțumesc. Vă mulțumesc, stimați colegi. Intrăm în ordine de zi. Punctul numărul 1.
Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul public al județului Hunedoara a bunurilor refuzate în urma finalizării obiectivului de investiție, lucrări de relocare și realizarea conexiunii post-transformare la sanatorul de neurofiziologie Giorgiu, în vederea măririi puterii instalate. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea noastră a consilierilor? Nu sunt. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu mulțumesc, adoptat. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Academia de Studii Economice din București pentru organizarea în comun a proiectului de interes județean, Conferința Internațională Zona Română-Franceză, dezvoltare regională durabilă pentru județul Hunedoara, care va avea loc în municipiul Hunedoara în perioada 4-7 octombrie 2023. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Hirghidoș. Aviz favorabil. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea noastră. Nu sunt. Supun votul noastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Adoptat. 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a județului Hunedoara, aprobată prin hotărârea Consiliului Județean Hunedoara, numărul 111/2020. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră, nu sunt. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Adoptat. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorului tehnico-economic pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice, reabilitarea imobilului Palat Administrativ, Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 30. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Și Comisia Juridică. Aviz favorabil. Da? Mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea consilierului, vă rog, doamna consilieră. Domnule președinte, stimați colegi, siguranță voi vota acest punct, acest proiect de pe ordinea de zi, pentru că ne aflăm într-un palat care reprezintă foarte mult pentru județul Hunedoara. Întrebarea mea, pentru că am încercat să citesc din documentația tehnică pe care am primit-o, dacă în partea de reabilitare a fost prevăzut accesul persoanelor cu dizabilități pe orizontală și pe verticală. Da, e o întrebare bună și trebuie și trebuie să găsim și răspunsul și și execuția ca atare. Fiindcă aveți dreptate, e greu de urcat pe scările astea până la etaj, dar trebuie să o recunoaștem și aia. Din și clădire istorică, nu o să ne apotăcăm acum să spargem, să facem rampe de nu știu ce. Să găsim soluția cu lift, cu orice este posibil pentru persoane cu dizabilități. O să căutăm prin proiectare toate soluțiile posibile pentru treaba asta. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Alte intervenții, dacă sunt? Nu sunt. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre. Dacă sunt voturi împotrivă. Nu? Dacă se abține cineva? Nu? Mulțumesc. Adoptat. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorului tehnico-economici pentru creșterea obiectivului de investiții, creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Teatru Dramatic din Deservu Petroșani. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții, nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Adoptat. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorului tehnico-economic pentru obiectivul de investiții, cabinet de expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Șpan. Aviz favorabil.
Comisia juridică? Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea noastră a consilierilor județeni? Nu sunt. Supun votului noastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu. Dacă se abține cineva? Nu. Mulțumesc. Adoptat. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 de la SC Parc Industrial Galan SRL. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate. Doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Petruș. Aviz favorabil. Mulțumesc. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Mulțumesc. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă nu sunt intervenții, dacă sunt cumva să scuzați. Nu sunt. Supun votul dumneavoastră. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu. Dacă se abține cineva? Nu. Mulțumesc. Adoptat. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Parcului Industrial Călan, precum și a caietului de sarcini privind procedura de selecție a rezidenților în perimetrul Parcului Industrial Călan. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Comisia de Servicii Publice. Aviz favorabil. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Supun votul noastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă? Dacă se abține cineva? Nu. Mulțumesc. Adoptat. 9. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică de către domnul Bârlea Ovidiu Gabriel și validarea domnului Săbău Remus Cristian. Nu și-a dat demisia, a ieșit la pensie și în conformitate cu legile în vigoare trebuie făcută această schimbare. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții, nu sunt. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Adoptat. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a sanatorului de Plinu-Zălzie Brad. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate. Doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă. Nu. Dacă se abține cineva. Nu. Mulțumesc. Adoptat. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului strategic instituțional al Consiliului Județean Hunedoara pe perioada 2023-2025. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Hirpiduș. Aviz favorabil. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții, nu. Supun votul noastră proiectul de hotărâre pe ansamblu sau dacă sunt voturi împotrivă. Nu. Dacă se abține cineva, nu. Adoptat. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DARI și a indicatorului tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului sanatorului de neurofiziologie Giorgio, bloc personal, locuințe pentru medici. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea noastră, nu sunt, supun votul noastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu adoptat. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolelor de colaborare între Ministerul Muncii, să nu înțelegeți cum între serie și Consiliul Județean. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Județul Hunedoara prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara în cadrul proiectului HUB de serviciu MIS și S2 MIS cod MIS MIS mai MIS, pardon, 130-963. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Domnul Hirpiduș. Aviz favorabil. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea noastră.
Nu sunt. Mulțumesc. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu. Dacă se abține cineva? Nu. Mulțumesc. Adoptat. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Regia Națională a Pădurilor Rom-Silva prin Direcția Silvică Hunedoara în vederea stabilirii modalități și proceduri de colaborare a părților în scopul identificării și recoltării arborilor care prezintă un potențial pericol asupra participanților la trafic rutier pe drumurile județene din județul Hunedoara. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Brănescu. Aviz favorabil. Domnul Hirghiduș. Aviz favorabil. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră, nu sunt, vă mulțumesc. Supun votul noastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Adoptat. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, atribuite prin procedura de negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare pe unele loturi sau trasee din programul de transport public județean persoane prin curse regulate. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Petruș. Aviz favorabil. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții, nu. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Adoptat. 16. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri aferente drumului județean 687F, Teliucu Superior Govăștiei Alelese, din domeniul privat al Comunei Ghelar, în domeniul privat al județului Hunedoara. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră, nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Adoptat. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii documentației de actualizare a informațiilor cadastrale pentru tronsonul de la kilometru 2 plus 230 la kilometru 33 plus 790 din drumul județean DG668A și însușirea unui teren în domeniul public al județului Hunedoara. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Adoptat. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, conservare, restaurare și pune în valoare a sitului arheologic Sarmii Segetuza Regia, terasa 10 din cadrul sitului arheologic UNESCO Sarmii Segetuza Regia Munții Orăștia, județul Hunedoara. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate. Doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt observații sau intervenții din partea noastră. Nu sunt, supun votul noastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Adoptat. Cu o specificație vreau să vă spun și colegii consilieri, să știți că mai sunt oameni binevoitori, bun înțeles, care interesează foarte mult de ceea ce facem noi în Consiliul Județean și ceea ce se face pentru aceste cetăți dacice în Munții Orăștie. De exemplu, primesc pe mailul meu o adresă de la un domn deputat, nu-i dau numele, să nu-i fac propaganda electorală prea multă, prin care ne informează despre neregulile care sunt acolo. Total fals. Dar eu mă bucur că domnul deputat a procedat corect și îmi scrie mie și am deosebită plăcere să-i răspund într-un mod deosebit de obiectiv tot ceea ce face Consiliul Județean pentru aceste cetăți, pentru Sarmii Segetuza și toate cetățile și nu facem dezastru cum se scrie. Dar vedeți dumneavoastră, oamenii de bine, oricât ai face lucru bun, zice, dezastru. Știți cum e? Orice lucru bun făcut trebuie pedepsit. Atare o să le răspundem și noi la timpul potrivit.
Poftiți. Este vorba despre, cum spunea domnul președinte, Samis Druza Ulpia, în care proiectant este nimeni altul decât Institutul Național al Patrimoniului. Și Institutul Național al Patrimoniului nu cred că face jaf, ci el este proiectantul și face exact cum spunea domnul președinte. Iar noi, Consiliul Județean, suntem beneficiari lucrărilor de bună calitate pe care proiectantul le urmărește. Acum, să nu vă faceți iluzie. Intrăm cu pași repezi în ultimul an de mandat. Să știți că asemenea interpelări o să fie. Fiecare partid politic, și nu mă refer la cei care suntem azi în Consiliul Județean, dar și noi care suntem azi în Consiliul Județean, dar mai, cei mai mulți care își doresc să fie în Consiliul Județean, că am văzut pe toate stațiile de autobuz, în loc să le păstreze curate, vin și de acum. De două săptămâni de zile sunt pline stațiile de autobuz în județul Hunedoara cu afișa. X la Consiliu. Cam de vreme, domnilor, cu afișele astea, lăsați-vă de meseria asta, că nu o faceți bine și vă faceți și de minune. Cam de vreme, după un an și ceva, se umple stațiile de autobuz cu afișe, cu partidul, partidul X la Consiliu. Nu îi spun numele la partidul X, nu din reavoință. Dar să le dau de crezut că șansele sunt mici de a veni la Consiliu, și la Consiliul Județean, și la Consiliile Locale, că trebuie să demonstrați, în primul rând, că vă zbateți pentru cetățeni, nu numai gargară, să o punem pe românește. Faptul în sine că un an de zile umpleți toate stațiile de autobuz cu afișe, nu este deloc de luat în seamă, este un lucru parcă destul de trist. Hai să păstrăm județul ăsta curat, hai să facem propaganda electorală prin alte metode, să mergem, să stăm de vorbă cu oameni, să spun ce am putea noi face. Iar cu critica, fiecare îndreptăzi să facă critică. Noi care suntem acum îndrăguiți să conducem județul Hunedoara, trebuie să răspundem la toate criticile, la cu fiecare critică să o demontăm, dacă se poate, cu lucruri convingătoare pentru cetățenii județului Hunedoara și nu cu povești. Vă mulțumesc! 20. Proiect de autorizare privind constatarea încetării dreptului, de drept, pardon. Scuzați. Mă grăbesc un pic. 19. Proiect de autorizare privind aprobarea documentației tehnico-economice faza, dar le mulțumesc colegilor că imediat au să-i vedeți că e 19, nu-i 20. Și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Palatul Administrativ, Bulevardul 1 Decembrie, numărul 1918, numărul 28. Punctul de vedere a Comisiei Despărțate, doamna Bălănes. Aviz favorabil. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea Consiliului Tățen. Nu sunt, domnul Costel Avram. Vedeți că sunt două proiecte de hotărâre pentru Palatul Administrativ. 28 și 30. 28 este clădirea care suntem noi, iar 30 este clădirea Direcției de Finanțe. Amândouă intră pe PNRR și amândouă vor lua bani pentru creșterea eficienței energetice. Deci asta este 28 și 30 este clădirea alăturată. Dar exact ce spunea și domnul președinte, vom găsi soluțiile pentru ce este clădirea de aici. Mulțumesc. Și la un obiectiv, și la celălalt, și la Consiliul Județean, și al doilea obiectiv este la noi în curtea, ci de 5 luni, aparține tot de Consiliul Județean clădirea pe care e dată în concesiune finanțelor publice și aia trebuie noi să facem. Chiar dacă ei sunt chiriași acolo. Proprietarul trebuie să depună proiect să facă. Ca atare, eu zic că este bine că ne zbatem și pentru clădirea, că arată chiar urât și lipită de Consiliul Județean. Arată chiar urât. Sigur că eu cred și varianta că finanțele n-au bani. Sigur. Eu cred și varianta aia. O accept și așa, ca finanțele să n-aibă bani. De aceea ne zbatem să facem treaba asta și sper că, într-adevăr, să facem și acolo o clădire ca lumea să fie. Comisie de specialitate, doamnă Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Șpan. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Dacă mai sunt alte intervenții, nu sunt, supun votul nostru, proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, nu sunt. Dacă se abține cineva, nu adoptat. 20. E valabil punctul acum.
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean a doamnei Sucio Ancuța Elena. Orice apucată. Punctul de vedere a comisiei despărțate. Domnul Șpan? Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea noastră a consilierului sau regrete, nu sunt, supun votului noastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. Pentru cei care ne privesc, să nu înțelegeți că doamna Suciu și-a dat demisia că n-am mai vrut să fie consilier județean. Doamna Suciu, trebuie să spunem, să știe cetățean, că nu e niciun secret, este numită interimar, până când se organizează concursul la care pot participa 50 de doritori sau câți vor fi. Director la sanatoriul de la Georgia. Fosta directoare pentru consilier, vă spun și pentru cei care ne urmăresc, și-a dat demisia de bună voie și nesilită de nimeni, exact cum e în codul când mergi la căsătorie, de bună voie și nesilită de nimeni, și-a dat și demisia. E fiecare este firesc să-i acceptăm demisia, mai ales când de bună voie și nesilită de nimeni a făcut-o. A rămas pe o perioadă de 30 de zile și pe urmă încă 30 de zile directoarea economică, ceea ce era greu să facă și pe directorul economic. Funcțiile ei trebuia să le delege la alte persoane și atunci am găsit soluția asta până la organizarea concursului să facem această schimbare. Sper să fie de bun augur și să meargă treaba bine, că ne dorim ca toate spitalele din subordinea Consiliului Județean Hunedoara într-adevăr să funcționeze pentru pacienții care sunt acolo internați. Dacă sunt alte intervenții din partea noastră, nu sunt. Supun votul noastră, proiectul de hotărâre pe ansamblu sau dacă sunt voturi împotriva, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc, adoptat. 22. Cred că e și ultimul. Domnul secretar, poftim? Proiectul de hotărâre, tot le încurc acum, proiectul de hotărâre privind aprobarea previzorilor generale actualizat pentru obiectivul de investiții intrare în forul Traiana, în situl arheologic, Ulpia Traiana, Sarmizie Tuzla. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc? Aviz favorabil. Domnul Șpan? Aviz favorabil. Comisia politică? Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții în partea noastră, nu sunt, mulțumesc, supun votul nostru, proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotriva, nu. Dacă se abține cineva, nu, adoptat. Și cu voia dumneavoastră, ultimul punct, 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, clădire cu spații muzeale și anexe de acces, sit arheologic, colonia Ulpia Traiana Sarmizegetuza, Ulpia Traiana Augusta, Dacia Sarmizegetuza. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc? Aviz favorabil. Domnul Șpan? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă din partea noastră consiliu sunt intervenții, nu sunt, supun votul noastră, proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. Și cu voia dumneavoastră, ultimul punct, care poate e mai frumos, întrebări și interpelări, dacă sunt. Domnul general, vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, aș vrea să vă informez că poimâine, duminică 2 iulie, va avea loc în comuna Buceș, la După Piatră, în satul După Piatră, cea de-a 51-a ediție a manifestării intitulată Întâlnirea Moților cu Istoria. Acolo știm că în urmă cu 174 de ani, în vara anului 1848, moții și moațele din După Piatră și din Buceș, conduse de vicepreftul preot Simeon Groza din Rovina, a obținut o strălucită victorie împotriva trupelor majorului Hadvani și se comemorează, se practic se
desfășoară acolo o manifestare frumos intitulată Întâlnirea Moților cu Istoria. Este o manifestare cu multiple calități, adică cu caracter patriotic, istoric, cu caracter religios, militar, comercial și un pic politic câteodată. Și bineînțeles că este bine să fim cu toții alături de organizatori. Printre organizatori și de fapt organizator de bază este și Consiliul Județean și Consiliul și Primăria Comunei Buceș. Deci este, vă spuneam, a 51-a ediție. Vă dați seama că a devenit o tradiție acolo. Se desfășoară într-un cadru natural foarte frumos. Și dacă vremea este favorabilă, participarea întotdeauna a fost și sunt convins că și anul acesta va fi destul de mare din partea celor care știu despre ce este vorba acolo și cei care simt românește. De asemenea, aș dori să reamintesc domnului președinte și domnului administrator că la Ziua Eroilor, care s-a ținut foarte frumos la Țebea, s-a pus problema ca până în septembrie, când se vor organiza manifestările de la Țebea, pe acel zid care este așezat, acel paravan frumos, acel ecran, așezat lângă statuia lui Avram Iancu, statuie care a fost readusă și pusă în valoare în fața Panteonului de la Țebea, ar trebui să fie scris întregul testament al lui Avram Iancu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu și, așa cum ne-am obișnuit întotdeauna, domnul general, cu o informație clară, concretă și cu toate evenimentele, mulțumim încă o dată. N-aș vrea să fac un comentariu răutăcios, dar am văzut la mine pe WhatsApp comentariul lui Funar, lui domnul Funar. Și ar trebui și noi, politicienii sau asociație sau orice, să fim foarte atenți, să nu jignim auditorii. Ce s-a întâmplat la mormântul eroului nostru Avram Iancu nu este bine. Nu este bine când președintele unei asociații chiar a jignit auditorul de acolo. Eram în concediu o săptămână și eu cam și eu dreptul la o săptămână de concediu pe an și am citit asta. Nu mi-a căzut chiar bine când am văzut ce spune, și atunci cel puțin noi, consilieri județeni, președinte, să fim foarte atenți și mai ales la asemenea evenimente, cred că e bine să lăsăm politica la o parte. Să mergem acolo chiar pentru motivul real pe care mergem, cum mergem și duminică la, după piatră, așa cum a spus domnul general, foarte frumos intitulată Întâlnirea Moților cu Istoria. Dacă moții se întâlnesc cu politica acolo, iar nu va fi bine. Hai să-i lăsăm pe moții noștri și pe toți care merg să întâlnească cu istoria. Iar vă precizez o treabă. Mulțumim, domnul general, pentru invitație. Să știți că nici unul nu are autobuz sau mașină la dispoziție mea. Toți consilierii județeni care ați fost invitați și vă doriți să mergeți, fiecare se descurcă. Este recomandat și chiar și sportul. Mergem cu bicicletele. Așa că facem și sport. Sigur că a spus-o și domnul general, o spun și eu, Consiliul Județean, suntem foarte implicați în treaba asta, mai ales prin direcția noastră de cultură și mai mult ne-am implicat să facem și drumul, să-l faceți acolo. Mă gândeam că măcar poate să ne lăudați pe cei din conducere. Am făcut și drumul, care într-adevăr, care merg pe oameni care merg acolo la această manifestare de suflet și de istorie, să fie chiar deosebit. Așa trebuie să facem în toate părțile și așa cum am spus-o și dumneavoastră, în calitate de consilier și noi, administrația, ne zbatem că tot ce spunem să se și adeverească. Că dacă spunem că facem drumul până după piatră și nu l-am făcut, când merg moții acolo și se împietică într-o groapă, vă dați seama ce va ieși. Ca atare e un lucru bun că l-am făcut. Și încă o dată n-am ținut cont de culoare politică, nici acolo. Acolo ținem cont de istorie. Și asta este bine. De azi, că nu vorbim politică. Dacă ne apucăm și la întâlnirea moților cu istoria, să
să o dăm pe politică, cred că nu este bine și nu că plictisim pe cei care văd la televizor, dar poate plictisim pe cei care vin acolo, la fața locului. E bine să lăsăm istoria să vorbească înaintea faptelor politice. Vă mulțumesc și promitem că va fi, cred că, de excepție. Am înțeles că și primarul s-a implicat foarte mult, a organizat un cort acolo, vă rog să participați, să bem și un par de țuică de la primar, că cu cât bem câte un par de țuică mai mult, cu atât el trebuie să aducă mai mult și sunt convins că va aduce. Sunt convins că toți participanții care în fiecare an s-au simțit extraordinar de bine, că mai umblă și eu printre oameni. Toată lumea spunea că și apreciază modul deosebit în care este organizată această festivitate an de an. Referitor la ultima problemă ridicată de domnul general cu testamentul întreg al lui Avram Iancu, sigur că facem tot ce este posibil. Nu este ușor. Dar când vrei să faci ceva pentru istorie, nimic nu este mult și greu. Trebuie să ne zbatem să o facem. Și cred că mai ales anul ăsta, când într-adevăr avem un an de istorie despre care vorbim, un an istoric, trebuie să facem ceva deosebit, în așa fel încât manifestările de la Sebeș în acest an să se ridice la un nivel foarte înalt. Eu vă mulțumesc și am și eu, pe sfârșitul ședinții, deosebită plăcere, cum tot vă obișnuiam așa, în fiecare lună, să urez colegilor care au împlinit un număr de ani. Nu întrebăm să scoate buletinul, că ne uităm la ei. Doamnei Mata Marta, născută în luna iunie, la mulți ani. Domnul Adrian Zvâncă, născut în iunie, la mulți ani. Și nu în ultimul rând, cel din dreapta mea, domnul Costel Avram, la mulți ani. Eu vă mulțumesc din suflet și pentru urările adresate și astăzi și ieri și sper să ne simțim bine cu toții, să ne dea Dumnezeu sănătate la toți, că este cea mai bună și să facem treabă. Te rog. Două probleme. Aș vrea să vă transmit mulțumirile primarului de la Bănița pentru microbuz. Le este de mare, mare ajutor. Și a doua problemă, aș vrea să vă rog în numele cetățenilor de la Vulcan, Lupeni, Uricani și unii din Arinoasa pentru drumul de dealul Babii. Știu că Consiliul Județean are peste 1400 km, dar totuși drumul ăsta se circulă pe el
de foarte mult, ne scutește cu 40 de kilometri de acolo de la vulcan până la Merișor aceea jos și este, are nevoie și de reparații, dar circulând atâtea mașini pe el, este îngust. Cred că ar fi nevoie de și de lărgirea lui un pic și de asta. Sunt foarte multe mașini care circulă pe acest drum. Vă mulțumesc legat de prima intervenție care ați avut-o, de microbuze. Cred că trebuie să ne mulțumească la toți, și dumneavoastră și nouă, toți cei 23 de primării, toate cele 23 de primării care au primit. Vreau să vă mai informez, să vă spun acum, v-am mai spus-o și altă dată, stimați colegi, solicitările au fost de 123 de microbuze. Indiferent cum ne dăm peste cap, nu le puteam să le asigurăm. Dar vă asigur pe dumneavoastră și asigur și primarii că vom primi și restul de microbuze, dar în etape după cum ne vin bani. Acum ne-au venit bani pentru 23 de microbuze. Comisia care a fost numită pentru a stabili criteriile în care au fost selectate fiecare, îi felicit pentru modul cum au lucrat și efectiv au lucrat așa de corect încât n-avem nicio contestație. Așa trebuie să lucrăm. Dacă erau din 23, 20 PSD și 3 PNL, puteați să mă criticați. Dar din păcate 10 PSD sau din fericire, 10 PSD, 13 PNL. Asta înseamnă că n-am ținut cont de culoarea politică, ci într-adevăr de criteriile pe care au fost făcute și fiecare poate să-și vadă ce criterii a avut. O să mă întrebați sau o să ne întrebe cineva de ce n-au primit primăriile de municipii și orașe. Și ei o să primească, dar criteriile făcute pentru prima selecție care a fost, fost de așa natură încât să fie avantajate și mi se pare foarte corect comunele. Pentru că în orașe și municipii, transportul în comun este organizat bine. În comune. Nu pot că nu au ei posibilitatea să facă transportul în comun și transportul de care noi odinioară vorbeam în hotărârile noastre, se face de multe ori cu lucruri nu prea bune. Cei care câștigă traseele prin licitație, ba nu se țin de program, ba renunță la traseu și numai ce face, că renunță și numai ceva. Sigur că nu mai vine la următoarea licitație altceva. Dar ne creează greutăți și atunci, cred că și legiuitorul s-a gândit că pentru comune să ajutăm la început și pe urmă vor veni și municipiile și orașele, și, bun înțeles, și celelalte comune. În funcție de banii care ne vin pe acest proiect, cumpărăm microbuzele ca atare. S-a găsit microbuzele la un preț bun, de-aia ne-am și permis, 23 avem acum în prima fază, și calitativ sunt bune. Toți primarii, indiferent de ce partid, ne-au mulțumit și dumneavoastră v-au mulțumit pentru modul cum ne-am comportat și cum am procedat la selectarea celor care au fost în primul tur și, bineînțeles, mulțumirile lor pentru că, într-adevăr, în comunele pe care le reprezintă fiecare, au cu ce transporta cât de cât elevii se miște dintr-o locul de domiciliu, unde are familia, până la școală. E un lucru bun și sper să ne zbatem să fie rezolvată treaba asta peste tot. Bineînțeles că trebuie și un pic de răbdare. Nu putem obliga pe nimeni să ne bage în cont bani decât în cadrul legal. Și cum se poate face. În rest, sper să fie bine și să le folosească sănătoși. Mulțumesc, domnul consilier, pentru intervenția. Cu dealul Babi, trebuie să avem grijă de el, mai ales că e dealul Babi. Nu vă promit că anul ăsta mai putem să-l băgăm pe investiții. E vorba de lărgirea drumului și este vorba de investiții. Dar putem, poate, de anul ăsta să facem o solicitare, să vedem cum cei de specialitate de la noi să se deplaseze, să vedem cum putem, dacă ne permite, atenție, dacă ne permite și distanța între drum și casă. Dacă ne permite și distanța pe
terenul care aparține de Consiliul Județean. Dacă sunt terenuri particulare, implică altceva. Implică expropieri, implică alte lucruri pe care sunt de durat. Sigur, nici acolo nu spunem că nu ne băgăm. Dar când e vorba de expropieri, nu ne putem bate joc de oameni. Cetățenii care dețin terenurile în zonă trebuie să fie recompensați sau compensați ca atare, în conformitate cu legile în vigoare, și vom lua măsurile în așa fel încât să sperăm că anul viitor să intre pe investiții și să-l facem și la cât mai repede. În Valea Julii pornim multe lucrări pe drumuri, Uricanii, pornim Malinoasa, Părângul, pornim podul de la Petrila, care îi pornim, merge bine. Deci, în toate zonele județului, în toate zonele județului se lucrează. Sigur că trebuie să o spun și asta. Lucrăm și în funcție de banii care avem. Solicitările sunt enorme. V-am mai spus-o și o spun și dumneavoastră. Am multe aprecieri. Am multe aprecieri la adresa mea de modul în care mă implic la drum. Și într-o seară m-am dus să-l aștept pe ministrul agriculturii din Maroc, la Costești. M-a rugat un ministru să mă duc să-l întâmpin eu acolo și am văzut drumul de la Orăștie la Costești, multe gropi în el. Dar fac o precizare, stimați colegi, și pentru cei care ne urmăresc acum. Drumul ăla ne-am zbătut să-l câștigăm fonduri europene și pe fonduri europene o să-l modernizăm așa cum am modernizat și culoarul de nord. Dar nu mai este timp atât de lung. În luna august avem finanțare. Mă întreb, nu mai rezistăm o lună să facem lucruri care sunt în afara legii? Nu putem face. M-am dus, am văzut gropile, le-am numărat. Și din mașină am dat telefon omului meu care se ocupa de treaba asta. Mâine dimineață te duci și numeri gropile toate de pe drumul de la Orăștie la Costești. Și vii și îmi spui. El s-a gândit că glumesc. N-am glumit. Când vine mine în birou, zic, uite aici, pe foaia asta, fără să vezi tu, scriu câte gropi am găsit eu și am pus altă foaie peste asta, nu vadă. Spune câte am găsit. Când nu le-am numărat. Le-am trimis, le-am numărat, a găsit 324 de gropi. Eu numărasem mai puțin, că eu le-am numărat din mașină, repet, singura. Și n-am putut sta pasiv, dragi colegi, la treaba asta. A doua zi am dat dispoziție să astupăm gropile alea, dar nu cum se lucrează în alte condiții, adică să prezăm, să dăm. Nu se poate. Nu avem voie să mai intervenim cu bani, având în vedere că avem proiectul european în august. Dar am astupat gropile cu asfalt, le-am cilindrat, nu eu, firmă de specialitate, și îmi trimite un individ, se numește Ciprian Drăgan, sau nu știu cum e exact, pe un grup, Orăștie te iubesc. Și acel individ, să nu-i spun altfel, că mi-ar veni acum să spun altfel, dar nu-i bine. Mă abțin eu ca și președinte al Consiliului Județean să jignesc oameni, el nu, scrie următorul, postează următorul lucru. Pentru Nistor cel Mare, trăznească-te Dumnezeu cu asfaltarea ta cu tot. Am aflat numărul lui de telefon, acestui nenorocit, astopos. Am aflat numărul de telefon, l-a sunat, bun înțeles că m-am prezentat, bună ziua, sunt Nistor. Păi nu te cunosc. Eu sunt cel pe care ai transmis mesajul ăla pentru Nistor cel Mare, trăznească-te Dumnezeu cu asfaltare cu tăi. Hai să discutăm, hai la mine, Consiliul Județean, să spun. Cred că individul este din zona Orăștiei. Dacă mă auzi și acum, hai la mine, că încă te aștept până ne întâlnim la bară. Dar nu la bară de aia, la spectacol. La bară, la instanță. Să înțeleg, nu foarte bine. Încă îl aștept, îl provoc să-l aștept la mine să mă cunoască și să-i spun și lui că nu pricepe. Să-i spun și lui exact cum am spus-o și la televiziune și dumneavoastră, cum vă spun, chiar lucrăm corect. Dar până în august, când ne vine finanțarea pe fonduri europene, dragi colegi, repet, noi, Consiliul Județean, nu mai avem voie să investim în drumul ăla, că ne impută banii.
Și e o sumă foarte frumoasă. Domnul vice înșoptește, crede că am uitat. 12 milioane de euro. E greu să și pronunți cifra, apoi să te zbați, să faci rost legal și să câștigi asemenea proiecte. Dar acest individ cu România, cu Orăștie, te iubesc, n-a auzit de asemenea lucru. El a auzit de trăznească-te Dumnezeu. Și atât a fost de impertinent, sau cum dracu să-i spun, sau nu știu ce, după ce l-am invitat să vină la mine la Consiliul Județean, că altfel ne întâlnim la bară, a schimbat postarea. Dar, dragă prietene, să spun așa, ai fost atât de fraier că nu ți-ai dat seama că eu am salvat postarea ta dinainte și o scris pentru Dorel cel Mare. Deci vă dați seama ce oameni, orice lucru. Noi râdem acum, noi râdem, dar nu-i de râs. Gândiți-vă că asemenea mesajele citește familia mea, copiii mei, fetele mele, nepoatele. Ce zic, bă, frate, dacă tati, dacă nu te pricep, lasă-te deoparte. Eu nu mă apuc să explic la familia mea acum toate demersurile pe care le fac pentru județ. N-are rost să discutăm în familie treburile astea, nu le discut. Dar când un individ de tare al cel care mi-a scris aceste mesaje, spune asemenea lucruri pe Facebook, e trist, e trist de tot. Și încă îl invit să vină la mine să dau mâna cu el, să-i strâng mâna, îți promit că nu-ți rumâna, ți-o strâng doar, să-i strâng mâna, să-l felicit pentru vocabularul avut și să-i spun exact cum v-am spus dumneavoastră, chiar toate modalitățile, cum se face acest drum. Nici mie nu-mi convine ca drumul nostru să fie așa cum este cel de la Costești, Orăștie. Dar faptul că nu ne convine, am făcut intervențiile necesare, documentația necesară și am câștigat proiect pe fonduri europene, dragi colegi. În august îi dăm drumul. Cât de ușor este să jignești, dar cât de greu este să te ocupi să faci ceva. Da, trecem și peste asta, încă îl aștept pe individ și prea te aștept la mine să strâng mâna, să spun ce facem. Dacă nu te mai sun eu odată, că poate mi-a uitat telefonul, sau nu știi adresa de la Consiliul Județean. Dacă dumneavoastră, consilieri, mai aveți ceva, vă rog, domnul consilier. Referitor la extremiștii care vandalizează stațiile de autobuz de pe raza județului Hunedoara, cred că se în considerare să depună plângere la poliție de către cei care dețin aceste stații, adică noi, administrația publică sau alte administrații. Mulțumesc. Aveți perfectă dreptate, domnul consilier județean. Dar noi, Consiliul Județean, eu nu pot face, că noi nu avem stații de autobuz. Au făcut, de exemplu, o comună, comuna Șoimuș, mai nu știu care au făcut. Eu mă feresc să zic că sunt extremiști sau de care sunt. Sunt lider de partid, chiar dacă în sine mea poate și eu îi consider ca și dumneavoastră. Dar hai să nu distrugem județul ăsta prin afișe cu un an și jumătate înainte de campanie electorală. Nu facem altceva decât să fie. Eu invit și pe cei care au început la Consiliu, restul nu vă pronunț, că nu sclipiți așa tare, îi invit să vină la Consiliu să vadă că mai este un reprezentant la Primăria Deva și te invit, domnule președinte, te invit la Consiliul Județean să-ți explic multe lucruri despre ce facem noi la județ și despre care habar nu ai. Dar în Consiliul Județean, în Consiliul Local la Deva, la municipiu, ridică probleme. Și la Salmi Săgetuza, dar tot acei indivizi ridică probleme, că sunt nereguli crase ce se întâmplă acolo. Dacă cu Institutul Național al Patrimoniului cu care lucrăm și cred că sunt cei mai interesați de această treabă, dacă și cu aia greșim, mă întreb atunci cu cine greșim. Da? V-am mai spus-o. Orice faptă bună nu rămâne nepedepsită și trebuie să dea pe noi. O problemă, domnul președinte. Chiș. Să răstoarnă paharul pe bordul mașinii de la Cristur la Suntuhal. Pune. Am terminat. Mulțumesc. Mulțumesc. Îți dau răspunsul. Puneți-i un capac. Vă dau răspunsul chiar corect. Puneți paharul nu plin până în gură, puneți-l pe jumătate, că nu se mai răstoarnă. Asta a fost primul. Domnul Chiș, v-ați luat pe domnul Emil Boc când punea paharul pe autostradă, nu? Asta a fost primul răspuns mai scurt. Răspunsul mai lung
ce v-am promis se va face. Drumul de la Hunedoara la Călan, așa cum am spus-o în fața consiliului, până la Cristure, de la Hunedoara la Cristure este făcut. Am stabilit că de la Cristure până la Deva facem jumătate. Ori, sunt două posibilități. Ori facem benzile, cele două benzi pe partea dreaptă cu vin de la Hunedoara, să le facem de la Cristure până la Deva, sau facem cele patru benzi și pe o parte și pe alta, de la Cristure până la jumătate și cealaltă jumătate o băgăm pe investiția anul viitor. Deci, eu cred că e cel mai bine să mergem pe ambele variante deodată. Să nu o lăsăm așa. De se va face și nu rămâne așa. Nu. Știți cum îi zic? Nu. Cum scrie în Sfânta, nu va cânta cocoșul de trei ori până când nu mă trădesc. Așa că... Nu o să rămânem cu promisiuni neonorate. Dar trebuie să avem și timpul, răbdarea ta. Nu le poți face, dragii mei, deodată. Și mai ales, așa cum am spus-o, lungimea enorm de mare de kilometri de drum județean pe care avem, e greu de a face în 4 ani. Eu când am candidat eu la funcția de președinte, am spus foarte clar și vă pun, care nu mă crede, să măsurați, că voi moderniza 400 de kilometri de drum județean în mandatul meu. Rețineți ce v-am spus acum. 400. Pentru Toma Necredinciosul, îl trimis să măsoare. Nu cu șublerul, ci cu aparatul care avem, sau cu rulera, că e mai mare. Dar facem 400 de kilometri de drum modernizat în cei 4 ani. Dacă în fiecare mandat de 4 ani se fac de 400, în 3 mandate avem puse drumurile județene, tot și mai ușor pe urmă de întreținut. Vă spun și acum, fără teama să fie rușine că asta e viața, la ora actuală avem drumuri de pământ. Drumuri județene de pământ. Avem drumuri județene pietruite. Avem drumuri județene de pământ care am început să asfaltăm. De exemplu, de la Balșa la Curechiu. Facem legătura de la Brad la Giogiu pe zona aia, e mirifică, nu aceea, este mirifică zona aia. Dar e greu să faci asemenea investiții și îl facem de nivel european. Nu ne permitem să punem asfaltul peste pământ, să mai primesc un mesaj de la Dorel. Așa că trebuie să o facem. Bine. Doamna Ștefănie, vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, vă rog să-mi permiteți să vin cu o temă de interes general. Este vorba de elevii hunedoreni. Suntem exact în perioada examenelor naționale și aș dori să fac câteva precizări. Au avut loc probele scrise din cadrul examenelor de evaluare națională pentru absolvenții de clasa 8-a și pentru examenul național de bacalaureat. În județul Hunedoara, la examenul de evaluare națională, au fost înscriși 2798 de elevi, iar la examenul național de bacalaureat, 2361 de candidați. Prezența în centre a candidaților a fost foarte bună în fiecare zi, la fiecare probă, peste 95%, 95% și 96%. Nu am avut incidente în timpul examenelor și nu am avut disfuncții. Un singur elev, în cadrul examenului de bacalaureat, nu a înțeles că trebuie să respecte întocmai instrucțiunile și a fost eliminat, mai exact la proba de matematică de la examenul de bacalaureat. Însă, apreciez că a fost un examen corect și am avut alături o echipă de oameni profesioniști și mă bucur foarte mult că și elevii noștri au înțeles care sunt rigorile. În ceea un examen național, în ceea ce privește rezultatele, s-au afișat conform calendarului rezultatele inițiale pentru examenul de evaluare națională și cred că deja este cunoscut, aproape 3 sferturi, deci aproape 75% dintre elevii hunedoreni au obținut medii de 5 și peste 5, iar dintre aceștia, 6 elevi au obținut media 10 la examenul de evaluare națională. Și profit cu această ocazie, 6 elevi, vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că ați promovat acești elevi și mulțumesc de asemenea reprezentanților din mass media pentru modul în care au mediatizat aceste rezultate.
Așteptăm rezultatele finale, pentru că suntem în perioada în care se soluționează contestațiile depuse la evaluarea națională. Rezultatele finale pentru evaluarea națională se vor afișa în data de 4 iulie. În ce privește examenul de național de bacalaureat, rezultatele inițiale se vor afișa luni 3 iulie, se depun și contestații în aceea zi, iar rezultatele finale după contestații pentru examenul național de bacalaureat se vor afișa în data de 7 iulie. Și de asemenea, vreau să spun și astăzi și să apreciez faptul că ziua de ieri a fost o zi cu semnificații multiple. Mare sărbătoare pentru români, Sfântul Petru și Pavel, ziua dumneavoastră, domnule președinte, și ziua în care de obicei sărbătoriții primesc cadou, dar de fapt dumneavoastră ați oferit ieri acest frumos și util proiect, microbuze electrice pentru elevi. Eu sunt convinsă că atât dumneavoastră cât și oricare persoană din această sală ar fi dorit să cuprindă în proiect toate solicitările venite din județ, însă pe această linie de finanțare atât s-a putut, atât s-a reușit. Dar am convingerea că vor fi și alte linii de finanțare și noi oportunități și veți avea în vedere și în viitor și acest aspect. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu, doamna inspector general, și de aceea mi-am permis să spun că vom rezolva și restul microbuzelor, fiindcă avem posibilitatea să accesăm și alte linii de finanțare. Prima linie de finanțare care am accesat-o, am primit banii ăștia, am și cumpărat microbuze. V-am spus că am semnat și contractul pentru linia verde în Valea Jiului. În octombrie ne vin primele autobuze. Sau zice Costel că poate toate să ne vină. Să ne vină toate. Noi suntem pregătiți, chiar dacă nu avem garajul făcut clar sau locul de parcare, le punem într-un loc de parcare să fie sigure și până va fi terminată și linia electrică și toate stațiile și unele alimentare și tot, le păstrăm, dar cert este că proiectul despre care vorbeam, sigur, cu multă dragoste, vă pot spune, iată că se adeverește și nu mai rămâne la stadiul de promisiuni. Certitudine de data asta. Și în Valea Jiului este certitudine. Green Line, Valea Jiului, va funcționa. Și ce frumos este că de la câmpul Luneac de la Uricani și până la Petrila, la cea mai la Cimpa, să zic, cea mai îndepărtată, nu localitate, că tot de Petrila și Cimpa aparține, dar legătura între localitățile din Valea Jiului să fie făcută prin transport electric, să fie cu autobuze necesare și cu tot ce trebuie. V-am spus că am găsit și o culoare frumoasă la autobuze. Îl văd pe Dacian că se încrunte, se gândea că am pus culoarea roșie. Da, iubesc culoarea roșie, dar nu pun pe autobuze. Sigur. Dacă vorbim de Green Line, am găsit o culoare adecvată. Înțelegeți? Care fi culmea să umplu județul de culori roșii. Că văd că unii și vreau să traseze și parcările și astea tot cu galben. Nu, hai să nu folosim culorile partidului în administrație. Ar fi culmea să vedem numai microbuze ori galben, ori roșii. Hai, Dumnezeu, să găsim altceva, să, într-adevăr, să zic că ținem la aspectul județului. Altfel, după mine, din altul, ia culoarea după el, le vopsește din nou și tot așa schimbăm la culori din patru, nu se face, sigur că nu. Eu vă felicit pentru rezultatele obținute și Costel în șoptea acum să nu uit să vă promit că așa cum am obișnuit elevii noștri și de data asta îi obișnim, ai promis, te ții de cuvânt cu Costel. Și de data asta să premiem elevii noștri care au terminat fie evaluarea națională, fie bacalaureat cu nota 10, nu sunt mulți, sunt 6, am înțeles, la evaluarea națională, da? Vedem să dea Dumnezeu să fie 30 la bacul 10. Să dea Dumnezeu să ne oblige să dăm la câți mai mulți, dar vă promit eu că nu o să trecem neobservați această treabă, fiindcă este lucrul cel mai mobilizator pe care îl putem noi face pentru copiii din județul nostru. Ce frumos a fost de atâtea ori când copiii vineau aici, le dădeam premiile, nu de la mine, de acasă. Să ne înțelegem foarte clar, ce se întâmplă. Din bugetul Consiliului Județean aprobat de dumneavoastră,
le dădeam câte un premiu și cât de fericit era acel copil și acel părinte că dumneavoastră, Consiliul Județean, îi băgăm în seamă. Hai să o facem și de data asta, că nu sunt mulți copii. Eu vă spun că îi spuneam că nu prea avem bani și dânsul a ajuns, a zis invers. Eu am înțeles că avem bani și ne dăm. Eu asta am înțeles. Indiferent ce se întâmplă, pentru asemenea lucruri deosebite în activitatea, trebuie să facem. Fiindcă numai așa putem să motivăm copiii să învețe. Să văd, băi, dacă învăț bine, uite că și cei de la județ mă bagă în seamă. Părinții lor, eu în calitate de bunic, să zic acum, numai de părinte, că n-am copii la școală, dar am nepoți. Cât de bucuros m-a simțit că nepoatele mele învață bine, să zic să învețe bine, iau 10, nu știu, și sunt premiați de către primările din sectorul respectiv sau din orașul respectiv. Aș dori ca toți să facă așa, fiindcă, repet încă o dată, nu o facem din punct de vedere politic, o facem din punct de vedere administrativ și pentru elevii ăștia care au note de 10, să știți că notele astea nu vin de undeva din cerul. Astea sunt ca urmare a unei munci de un an de zile, de 4 ani de zile, dacă este cazul. De 4 ani de zile și trebuie să și noi să fim pe măsura lor. Acum, ultimul, că sper că și presa cu ce vorbesc, că nu mai luați la urmă alte interviuri, că nu mai pot, că am reușit deja. Ați intrat pe holul. Ați văzut ce expoziție frumoasă. Vreau să mulțumesc din suflet doamnei Angalica, parcă, nu? Pe unde? Să vă mulțumesc din suflet pentru faptul că v-ați ocupat de treaba asta. Este extraordinar. Și vă mărturisesc că iar Costel își optea că nu-i bine să facem și în altă parte. Eu știam să facem. Era o contradicție între noi doi. Dar am ajuns la concluzia amândoi că de aici se plece în Valea Jurii. Toată expoziția asta. Cât de frumos este. Chiar sunt lucrări de excepție. Chiar sunt lucrări de excepție și atenție, nu sunt pictori profesioniști. Amatori. Doamna Angelica, nu? Sigur că da. Cât de frumos este. Am admirat, am fost de acord cu prima dată când mi-a venit propunerea să punem pe holul Consiliului. Da, o facem. Dar să vă spun altceva. Mulți dintre cei care au prezentat picturile aici spuneau atunci că eu regret că am fost în concediu o săptămână. N-am avut plăcerea să mi-au luat-o colegii. Spuneau că este pentru prima dată când au pășit în Consiliul Județean. Ce frumos e că a avut plăcerea și posibilitatea în același timp să expună și pictura cu un desen de-a lui, cu ce să vă spun? Chiar foarte, foarte frumoase făcute. Și ca să-i mobilizăm și pe ei, punem expoziția și în Petroșani, la teatru care aparține de Consiliul Județean. Ținem și acolo o lună, poate mai mutăm și în altă parte, în așa fel, să arătăm județului Hunedoara că, într-adevăr, avem valori. Și când avem valori, ne putem mândri. Alte intervenții, dacă mai sunt? Vă rog, domnul. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu vreau să mulțumesc pentru contribuția cu care s-a intervenit în situațiile de calamitate care au avut loc din nefericire la județul Hunedoara în weekendul trecut. Și intervențiile care au avut loc au ajutat foarte mult cetățenii care au fost loviți de aceste calamități. Și vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat, pentru că se vor găsi, sunt convins că se vor găsi resurse pentru a reconstrui acele drumuri, acele poduri și tot ce s-a distrus. În numele oamenilor care m-au, și cetățenilor care m-au contactat, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru această promptitudine. Chiar dacă erați în concediu, lucrurile nu au fost lăsate de izbeliște. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru aprecierea făcută ultimă. Sigur că, dacă lipsesc, mă duc în delegație sau în concediu, eu îmi las un înlocuitor. Și sunt informat și duminica trecută, chiar dacă eram în concediu,
că aparținea și duminica tot de concediul meu, am venit aici la ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și pe această cale vreau să mulțumesc din suflet ISU Hunedoara și Jandarmerie Hunedoara pentru modul în care s-au implicat într-un mod deosebit. Vă spun ca om care am trecut prin asemenea necazuri, când în 1970 la mine în casă era apa până la mine la barbă, atât era de mare, mă dați seama ce era, știu ce înseamnă să fie inundat casa tot și de aceea vă asigur că nu o să rămânem pasivi la treburile astea. O să facem împreună cu Prefectura Județului Hunedoara proiectul de hotărâre pentru, la Guvernul României, pentru ca toate drumurile județene distruse și localitățile care au fost să putem primi bani și de asemenea să vedem ce constată comisiile cu persoanele fizice. Comisiile încă lucrează, se definitivează zilele astea azi sau mâine, pe urmă urmează să facem proiectul de hotărâre de guvern împreună cu Prefectura Județului Hunedoara și să punem un. Vă asigur că deja eu am și vorbit, trebuie să facem documentațiile necesare și, într-adevăr, că documentațiile pe care le facem se reflectă realitatea, nu altceva. Se reflectă realitatea, să ne zbatem pentru toate unitățile administrative teritoriale care au avut de suferit, pentru drumurile județene și nu, în ultimul rând, pentru familiile care au fost afectate casele și au fost distruse. E greu și măcar acum să înțeleagă și cetățenii noștri că e bine să facă asigurările de locuință. E bine să le facem, dragi cetățeni, fiindcă în momentul în care avem o asigurare automat primim niște bani de undeva. Dacă nu avem asigurare, nu avem nimic, greu, înțelege și dumneavoastră, cât de greu este să primești niște bani dacă tu nu ai toate actele făcute așa cum trebuie. Să sperăm că se vor rezolva și să fie bine. Domnul Costel, vă rog. La duminică, după ședința de urgență, am fost împreună cu cei de la prefectură și cei de la ISU pe zona Pădureni și vreau să anunț aici că exact de la intersecția cu drumul care merge la Lunca Cerni, începând de duminică, s-a instituit restricție de 7,5 tone, fiindcă la coada lacului se circulă numai pe o singură bandă și există pericolul de a se surpa. Până la remediere, pe tot acest traseu, până la Lunca Cerni, numai restricția va fi numai de 7,5 tone. Nu se mai poate circula cu mașini de gabarit mai mare. Mulțumesc! Mulțumesc! Tot pentru informarea colegilor, tot săptămâna asta s-o lansat. Am făcut asta numai puțin. Ca să vedeți că noi la conducerea județului, nu doar unul deține tot adevărul. Colegii mei au și ei de spus multe și lucruri care vă informează și pe dumneavoastră și pe cetățeni. Așa este bine să colaborăm împreună. Mă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Săptămâna asta s-a lansat oficial, după semnarea contractului de proiectare și execuție, proiectul pe PNRR, pe componenta 11, rutele culturale, în valoare de 2,2 milioane euro, la Sarmi-Segetul Regia, capitala dacilor din Munții Oreștiei. În acest moment derulăm efectiv două contracte de finanțare aflate în diverse stadii, primul cu fonduri norvegiene de 2 milioane de euro, cu o cofinanțare din partea Consiliului Județean de aproape 1 milion de euro, banii noștri, 1 milion de euro banii norvegieni, și acest proiect de 2,2 milioane euro este pe terasa a 10-a, terasa de deasupra celei unde se află Marele Templu Circular, acolo unde prin anastiloză, o tehnică de restaurare care se va folosi pentru prima dată în România, vom încerca să ridicăm coloanele vechi pe acele baze de piatră, în așa fel încât vizitatorii să poată înțelege ce s-a întâmplat acolo acum 2000 de ani. Și tot acolo urmează să mai depunem pe programul regional vest încă un proiect pe terasa 11, și cu Marele Templu Circular, mă refer la el că toată lumea îl cunoaște, în valoare de 4,2 milioane euro pentru consolidarea terasei și restaurarea templelor. În total vom avea aproape 10 milioane de euro anul viitor în lucru la Sarmi-Segetul Regia. De 2000 de ani, de pe vremea dacilor, n-au mai fost
astfel de investiții în zonă. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnul vicepreședinte, mă așteptam în calitatea ta de istoric să-i asigur pe cei care ne scriu mie pe mailul meu și la Consiliul Județean că acolo unde lucrăm nu se distruge istoria. Sigur. Să fie sigur, cel care mi-a scris este din Dolj. Vă dați seama cât este de informat asupra deputatul respectiv, cât este de informat ce distrugeri facem noi în județul Nedoar. Nu vreau să-i dau cuvântul domnului Nicula, că el a spus... Toate proiectele au trecut prin secțiunile de arheologie din Ministerul Culturii, iar proiectantul este chiar Institutul Național al Patrimoniului din subordinea Ministerului Culturii. Deci lucrăm cu cele mai înalte minți, să zic așa. Oamenii care au lucrat la elaborarea acestor proiecte tehnice sunt academicieni și profesioniști atestați de Ministerul Culturii și tot ei supervizează implementarea proiectului. Deci nu doar că ne-au furnizat proiectarea, dar sunt în fiecare zi pe șantier pentru realizarea de către operator a proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, cred că am discutat suficient și eu o să mă grăbesc că Curtea de Conturi este la noi în control. Asta nu vă spun că mi-e teamă. Sunt pe finalizarea controlului și vor să stea de vorbă și cu mine și trebuie să-i băgăm în seamă, să nu creadă că avem ceva de ascuns sau ne temem să nu sunt cu ei de vorbă. Și ca atare o să mă duc într-o vizită la ei acum. Vă doresc succes în continuare și ori de câte ori trebuie să ne întâlnim, vă provoc la o întâlnire, că e bine să ne întâlnim cât de des. Se pare că, cred că nu lăsăm prea mult, după nu ne uităm să ne mai vedem. Marți, cred că ne întâlnim iară. Da, secretarul zice că online, adică vă păsuiește de a mai veni până aici. Doamne ajută, multă sănătate! Hai, 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 împreună.